Bună ziua și Hristos a înviat! Bine ați revenit la Biblioteca Județeană, astăzi la un eveniment special provocat, practic, de familia Tincuța și Emil Neagoe și doamna Maria Roban și avem bucuria de a asista la vernisajul expoziției Elisaveta Melinte, o expoziție de pictură inedită, Imaginație în culori, o expoziție care aduce bucuria și în această sală cupolă, după cum bine știți, o parte din expozițiile găzduite de sala cupolă aparțin artiștilor locali, dar găzduiesc și expoziții din colecții particulare, dar și expoziții a pictorilor din România. Cei care au realizat expoziții, atât în galerii de artă, au participat la diferite concursuri naționale și internaționale, dar tot mai mult aceste expoziții se regăsesc și în spații de bibliotecă. O să vedeți în mica biografie a doamnei Elisaveta Melinte că periplul domniei sale a cuprins și spațiile de bibliotecă. Mă refer la Biblioteca Națională a României și Biblioteca Județeană Antim Ivireanu-Vâlcea. Iată că a treia bibliotecă pe care o vizitează în compania picturilor domniei sale este și Biblioteca Județeană Gheorghe Teodorescu Kirileanu. Elisaveta Melinte s-a născut la 24 februarie 1957 în comuna Scânteiești, județul Galați. A avut o formație profesională tehnică, fiind absolventă a Universității Dunărea de Jos Galați, Facultatea de Mecanică, secția TCM. Dar, așa cum spunea domnia sa, s-a regăsit în pictură deoarece îi place să dăruiască o parte din sufletul său prin culori. Și cred că dacă ne rotim așa ochii în această sală cupolă, vedem foarte bine acest festival al culorilor și al imaginilor și a emoției din sufletul domniei sale, creativitatea care se redezvăluie acum în picturile expuse astăzi aici. Începând cu luna august 2021, a expus pictură pe șevalet și a participat în Parcul Sebastian din București împreună cu alți pictori la un proiect al primăriei sectorului 5 București, sub genericul Pictură, Artă și Hobby. În cadrul acestui proiect, din anul 2022, alături de artiștii din București, au expus și au făcut pe șevalet și au participat la atelierele de pictură și copii. A fost practic un proiect în care comunitatea a fost provocată de artiștii din București să creeze, să-și manifeste creativitatea. Ne-ar plăcea și nouă ca la Piatra Neamț, în parcul nostru, vara să fie organizate astfel de ateliere de către pictori de aici și, de ce nu, și cu participarea dumneavoastră. A debutat cu o expoziție organizată în perioada 7 ianuarie-7 februarie 2022 în cadrul Asociației Artiștilor Plastici București, a cărei membră este din 2021 și a participat la diferite expoziții personale și colective. Reprezentative sunt expozițiile colective Salonul de Iarnă la Galeria Labirint în februarie 2022. Prezentă, după cum vă spuneam, și în spații de bibliotecă, la Biblioteca Națională a României cu o expoziție de pictură aniversară Deceniul 8 în Taifas, Dă mâna prezentul cu viitorul, în februarie-martie 2022. Apoi, expoziție colectivă Adier de primăvară la Galeria Labirint în martie 2022 și expoziții personale. Homo Sum, sala de ales în aprilie 2022, treziri la Teatrul Național București, aprilie-mai 2022, Sinfonia culorilor la Galeria Rondă a Centrul Militar Național, aprilie-mai 2022, apoi Chipurile Dunării în cadrul evenimentului Primăvara Culturală Giurgiuveană din mai 2022, Un vis împlinit, Galeria Serfiotii din Galați, orașul în care își desfășoară activitatea și în care trăiește, 10-23 octombrie 2022, Armonii la Centrul Militar Național Galeria Rondă în decembrie 2022 și din nou întâlnim la expoziții colective, Sonetul culorilor, Salonul de vară 2022, organizat de membrii Asociației Artiștilor Plastici București la Centrul Militar al MEAI, în iunie 2022, Culorile verii din nou la Galeria Rondă în august 2022, Dialogul artelor, organizată expoziția la Biblioteca Județeană Antim Ivireanu-Vâlcea în septembrie-octombrie 2022, apoi Povești de București, organizată de Asociația Artiștilor Plastici București la Muzeul Național Cotroceni în septembrie-octombrie 2022 și a participat și la o expoziție comemorativă, Omagiu Îngerilor din Colectiv, organizată la Muzeul Țăranului Român în noiembrie-decembrie 2022. După cum vedeți din această enumerare a expozițiilor personale, dar și colective, se vede o activitate intensă și dacă ne reamintim că din anul, doar din 2021, este membra Asociației Artiștilor Plastici București și suntem în 2023, iată că toate aceste participări relevă un caracter activ și o explozie a creativității prin artă a domniei sale, având în vedere că formația principală este tehnică, iată că foarte mulți acum își redescoperă talentul, dar priceperea și creativitatea prin jocul de culori și cine ar putea vorbi mai bine astăzi despre această expoziție decât preotul și profesorul, poetul, criticul de artă Dorin Ploscaru, drept pentru care vă invităm, părinte. Mulțumesc, doamna Mihaela. Hristos a înviat, iubiți prieteni. Mă bucur să ne revedem la o nouă amiază de culoare și poezie cromatică, semnată, iată, Elisaveta Melinte. Funcția fiecărei expoziții și a fiecărui concert și a fiecărui regal de poezie, de literatură, este aceea de a vindeca, aceea de funcția taumaturgică, cum spuneau părinții bisericii. Funcția aceasta de terapeutică, de liniștire și de vindecare, o vedem și o regăsim în toată splendoarea în lucrările care sunt astăzi pe simezele de la Biblioteca Județeană G.T. Kirileanu. Lumina cade în mod cu totul special la amiază și soarele are o altă îmbrățișare a culorii și a lucrărilor în general. De aceea, dacă veți veni după amiază pe la 4-5, veți vedea că lucrările sunt altele, luminate în alt mod, în alt fel. Deci este foarte important lumina. Și sala cupolă este foarte generoasă din acest punct de vedere. Are toate cele patru laturi scăldate de lumină, încât pictura este străluminată și de aceea devine străvezie. Are suavitate și acea muzică tainică de care mai aminteam, acea șoaptă a unei muzici venite de departe. În cazul nostru, muzica se cheamă Veniți privighetoarea cântă și liliacul e înflorit. Aceasta este, aș zice, motoul sau leitmotivul acestei expoziții, pentru că ea se așează foarte bine în luna mai, iată ziua de 5 a lunii Florar, atunci când omul simte prigoriile cântând în zor de zi și mireasma liliacului bătându-i la ferestrele sufletului. Doamna Elisaveta Melinte ne propune în acest excurs cromatic o bucurie a culorii, de altfel afișul se cheamă Imaginație în culori, o bucurie a culorii în sensul că fiecare petală de floare, fiecare tușă dintr-un peisaj, fiecare gest și adiere de copac sau pădure ne aduce în suflet o pace și un mod personal de a vedea realitatea. Dincolo de flori, pentru că, sigur, ele reprezintă un suport, un pretext de a ne introduce în universul picturii sale, noi vedem întotdeauna ceea ce este dincolo de petală, ca și dincolo de valuri și dincolo de suprafețele acestea care vin ca prim plan. De altfel, și prin planurile și groplanurile și culoarea sunt foarte bine dozate. Peisajele marine, de asemenea, sunt foarte bine lucrate în sensul perspectivei. La un pictor, perspectiva și lumina și prim planul sunt importante, pentru că ele definesc echilibrul unei lucrări, unui tablou, unui peisaj, natură statică, portret, nu? Și atunci, la doamna Elisaveta Melinte găsim aceste lucruri care țin de tehnică, mai ales în tehnica fiecărui pictor, și sunt bine dozate și stăpânite. Mi-am notat aici despre umplerea spațiilor cu culoare. Umplerea vieții noastre cu poezia culorii. Spunea cineva recent, un prieten și confrate, că eu mă duc la atelier, zice, să-mi umplu cartoanele și pânzele cu culoare, să mă joc. să desenez, să pictez. În foarte multe împrejurări, pictura are rolul acesta de joacă, cum se confesa Lucian Blaga odată. Jocul capătă dimensiunea, să zicem, a jocului serios, a omului serios, în momentul în care devine de sine stătătoare, lucrare înrămată, un tablou, și atunci, chiar dacă tușele de joc au mai rămas impregnate pe carton sau pe pânză, e bine să fie lăsat așa. Nu e bine să fie corectat sau coafat sau cosmetizat. E bine să fie lăsat așa. Și de aceea foarte multe tușe și foarte multe lucrări, pensulări, poartă amprenta aceasta a muzicii scrise la prima mână, cum se spune, ca și a poemului care s-a scris pe nerăsuflate, fără să intervii deloc în structura lui, în prozodia lui, în tot ceea ce el are. Umplerea vieții noastre cu poezie și mai ales cu poezia culorii, aș zice eu, este la Elisaveta Melinte această bucurie de a oferi, de a dărui mișcarea culorii, suflul. Ele sunt florile și peisajele, sunt animate, zvâcnesc de frumusețe și de greutate cromatică, de pastă cromatică. Cum s-a reușit acest lucru? Prin simplitate. Deci, dumneavoastră, nu simplism, ci simplitate. Simplitate a formelor, simplitate a tușelor, simplitate a tot ceea ce înseamnă ecuație a unei lucrări plastice. Vorbeam de muzica ce învăluie în mod tainic fiecare tablou, fiecare lucrare. Muzica în alcătuirea unei pânze este simțită și de privitor, de iubitorul de artă. Simți cum te învăluie și cum vine spre tine ceva ce nu îți poți explica, nu ai cuvinte pentru a traduce acea stare. Încât acest lucru s-ar mai putea traduce prin sfială sau sfiiciune sau șoaptă. Deci, dumneavoastră, noi de multe ori vorbim în șoaptă, nu? În diferite locuri, în diferite împrejurări, parcă ne-am sfii de ceva, parcă am avea așa ceva tainic, de nu ne place. Sigur că sunt rare aceste momente, dar vorbirea în șoaptă arată tocmai această tainică stare a muzicii. În foarte multe lucrări ne regăsim noi ca oameni, ne oglindim. Există și aici o lucrare care este pusă și pe afiș, de altfel, un peisaj, în care copacii se oglindesc în apă, foarte bine dozat și echilibrat această lucrare. Dar nu numai aceea, ci toate celelalte au această funcție de a ne oglindi pe noi, de a ne vedea noi chipul nostru, fața noastră în lucrările respective. Și văzându-se pe sine, omul în aceste lucrări, fie flori, fie peisaje, fie portrete, atunci el își pune problema și încearcă să devină altul. Își aduce aminte de bunătate, încearcă să devină mai bun. Frumusețea deci are rolul de vehicul, cale, către bunătate, către bine. Ceea ce postulau cei vechi, spunând în acel concept foarte bine știut de mulți, calocagathia, ideea sau conceptul de bine și de frumusețe. Așa cum spuneam, bucuria picturii în care găsim fiecare petală cu petală, nu? Pentru că sunt foarte multe flori, o vedem exultând și auzim, cum am spus, concertul Spring, semnat de Antonio Vivaldi, în tot ceea ce înseamnă flori, peisaje marine. Aceasta este, așa, în câteva creionări, expoziția de astăzi, iubiți prieteni, o expoziție pe care o vom purta, eu zic, în suflet multă vreme, că are acea liniște și acea tihnă, acea bucurie a culorii care ne face să o ducem cu noi acasă și să ne transporte într-o altă dimensiune a frumuseții dintâi, a frumuseții paradisiace. O felicităm pe doamna Elisaveta și îi dorim succes și vă mulțumim frumos. Mulțumesc mult pentru prezentare. Invităm acum pe doamna Elisaveta Melinte să ne povestească ceva din provocarea către artă. Cum ați ajuns de la o profesie tehnică să vă redescoperiți acest talent și cum ați reușit ca în 3 ani să fiți prezentă în foarte multe expoziții colective și să organizați și aceste expoziții personale. Mulțumesc foarte mult celor care s-au implicat, în egală măsură familiei Neagoe, familia Roban, doamnei director, părintelui pentru prezentare. Sunt copleșită de emoții, așa că îmi cer scuze dacă nu-mi găsesc cuvintele, efectiv, să mulțumesc tuturor și cred că niciodată nu o să reușesc să mulțumesc pentru acest minunat gest și surpriză pe care mi-au făcut-o organizându-mi această expoziție. Da, cum am început? Eu de copil m-am născut la țară și de copil mi-a plăcut să fac tot felul de lucruri. Niciodată n-am stat degeaba. În timpul liber, când veneam de la serviciu unde lucram atunci, după ce am terminat facultatea la București, m-am apucat de creație vestimentară. Nu am desenat decât la școala generală. Atunci am pictat. După 15 ani nu am mai pus mâna pe pensulă până acum 3 ani, aproape 4 ani, 3 ani și jumătate. Dar înainte de asta am făcut tot felul de decorațiuni, am cochetat cu tot felul de tehnici de artă, să numesc așa. Și apoi, în urmă cu 3 ani, m-am hotărât să rămân să pictez. Am fost încurajată de fiul meu foarte mult să merg mai departe. Am început în toamna anului 2019, printre primele tablouri este un peisaj de la mine de la țară. Așa mi-a venit ideea să pictez. Și apoi, în 2021, încurajată, cum vă spuneam, de fiul meu, m-am înscris în Asociația Artiștilor Plastici și apoi fiecare provocare a venit cu fiecare organizare de expoziție a asociației și am participat cu drag. Ce pot să vă spun? Lucrez cu mare plăcere, cu mare bucurie, mai mult din imaginație și din natură. Mă inspir foarte mult din natură și am ajuns aici. Mai spun încă o dată, vă mulțumesc foarte mult pentru... Sunt prea emoționată și nu-mi găsesc cuvintele. Mulțumesc și pentru prezentare. Mulțumesc! Mulțumim doamnei Elisaveta Melinte. Iată că puteți fi un exemplu și pentru noi, ca pe lângă activitățile și joburile pe care le avem, să ne putem redescoperi, poate prin artă, prin poezie, prin muzică sau orice altceva, o pasiune, o îndemânare, un talent și să umplem timpul într-un mod util. Aș vrea acum să mulțumesc din nou familiei Tincuța și Emil Neagoe, cei care au adus în spațiile bibliotecii și au dăruit comunității, atât prin oamenii pe care i-au atras în jurul bibliotecii, care au devenit și prieteni ai bibliotecii și care în decursul timpului au contribuit și au dezvoltat acea pinacoteca Bibliotecii Județene, cât și prin expozițiile din colecțiile particulare. Pentru că știți că întotdeauna oamenii aduc oameni. Iată că pot fi un exemplu pentru noi toți, cei care dăruim uneori, dăruim de la zâmbet, culoare, oameni, dăruim prietenii și dăruim din timpul nostru. Vă mulțumim și prima dată ne îndreptăm către sărbătorită doamna Elisaveta Melinte, cu mulțumiri că sunteți astăzi aici la Piatra Neamț și vă mai așteptăm. Doamnei Tincuța Neagoe, haideți aici, dumneavoastră ați cochetat împreună cu doamna Violeta Moșu și cu doamna Roban și ați adus astăzi aici, cu mare drag, cu mare drag, și dumneavoastră, doamnă Roban, dumneavoastră a fost gazda și inițiatoarea acestei activități. Vă mulțumim și vă așteptăm și să știți că toți cei care suntem astăzi aici, mulțumim, mulțumim tuturor, mulțumim și celor care au mai expus în cupola bibliotecii și o revăd aici pe doamna Ranete și o salutăm și o reașteptăm în spațiile bibliotecii. Mulțumesc frumos, mulțumesc, mulțumim și aș vrea acum să mulțumesc și doamnei profesoare Maria Tudor de la Liceul Economic Alexandru Ioan Cuza din Piatra Neamț și elevilor care astăzi au avut bucuria de a fi prezenți aici la această sărbătoare a artei și a culorii. Nu în ultimul rând, mulțumesc din nou părintelui Dorin Ploscaru, cel care cu pricepere, cu dăruire, este de fiecare dată alături de noi și mulțumim tuturor prietenilor bibliotecii care acum v-ați dat mâna și v-ați reîntâlnit la această sărbătoare provocată de această expoziție a doamnei Elisaveta Melinte, Imaginație în culori. Un festival al culorii, al creativității și al oamenilor de artă. Vă mulțumesc și vă urez o zi frumoasă în continuare. Lucrările